Președintele țării Nicolae Timofti intenționează să semneze decretul privind numirea în funcție a unui prim-ministru. Despre aceasta a declarat liderul PL Mihai Ghimpu, care a precizat că a fost sunat personal și anunțat în acest sens. Am zis că atâta timp cât nu există o majoritate parlamentară și timpul ne permite, trebuie să mai așteptăm. Am fost rugați de PLDM după o nouă rundă de discuții să nu afle și președintele țării despre ce s-a vorbit și îmi dau seama acum că s-a dorit să se creeze impresia șefului statului că lucrurile nu merg înainte și el să numească un prim-ministru, a mai precizat Ghimpu. Contactată telefonic de RTR Moldova, purtătorul de cuvânt al PLDM Larisa Manole a declarat că afirmațiile liderului liberal sunt doar invenții și nu au niciun fel de suport real. Totodată, contactat de RTR Moldova, Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui, nu a răspuns la telefon, dar a declarat anterior pentru Agora că Nicolae Timofti va desemna o candidatură potrivit Constituției, încadrându-se în termenul legal, iar despre numele persoanei în cauză se va anunța într-un comunicat la timpul oportun. Deputații socialiști s-au arătat indignați de faptul că în școlile din țară sunt răspândite hărți ale României Mari, care include și teritoriul Republicii Moldova. Astfel, Igor Dodon a declarat că asta înseamnă promovarea deschisă a unionismului. Astfel de lucruri sunt inadmisibile. Am un mesaj pentru românii de peste Prut. Noi suntem prieteni, suntem vecini, vă stimăm ca stat independent. Stimați-ne și voi pe noi ca stat independent și suveran Republica Moldova. Noi vom apăra statalitatea Republicii Moldova, a declarat Igor Dodon. Liderul socialist a mai menționat că imediat după sărbătorile de iarnă, PSRM va demara o campanie de luptă împotriva unionismului. Contactată telefonic de RTR Moldova, Știrbu Gabriela, specialist principal din Serviciul de Presă al Ministerului Educației, a promis că revine cu un comunicat din partea instituției. În context, liberalul Mihai Ghimpu, colegul de partid al Ministrului Educației Corina Fuso, a menționat că Marea Unire oricum se va produce. Primarul municipiului Bălți, Renato Usatăi, a declarat că industria jocurilor de noroc în capitala de nord a țării va lua sfârșit. În cadrul ședinței Consiliului Municipal Bălți, dezbaterea prinsă au provocat discuțiile despre mărimea taxelor de la cazinouri și sălele de jocuri electronice, care alcătuiesc în prezent 4.800 de lei de pe fiecare metru pătrat de suprafață, dar nu este achitată de agenții economici, întrucât a fost disputată în judecată. Usatăi a declarat că este la curent cu schemele dubioase din această industrie și că în urma unei întâlniri la Moscova cu unul dintre cei mai mari proprietari de cazinouri din Moldova, l-a anunțat că afacerile cu jocurile de noroc nu vor mai avea loc la Bălți. Primarul Renato Usatăi a precizat că moldovenii pierd anual circa 200.000 de dolari în urma acestui viciu. Cele trei mari partide europene ne-au avertizat că este ultima șansă a Republicii Moldova. Fără europeni, nu putem crea în Republica Moldova un stat funcțional. Despre aceasta a declarat la o emisiune TV președintele PPM, Iurie Leancă. Acesta a adăugat că vede în continuare o platformă de cooperare între partidele pro-europene, dar că revendicarea PLDM privind numirea unui premier tehnocrat nu este una viabilă. Nu există guverne tehnocrate în lume pentru că sunt lipsite de putere, a menționat Leancă, care a mai spus că și-ar dori să redevină prim-ministru. În același timp, PLDM rămâne ferm pe pozițiile sale, iar socialiștii deja se pregătesc de anticipate, întrucât nu cred că va fi ales până pe 29 ianuarie un premier. Uniunea Europeană a amânat la solicitarea Italiei decizia privind prelungirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei adoptate în contextul conflictului din estul Ucrainei. Reuniți la Bruxelles, ambasadorii statelor UE urmau să adopte prelungirea cu 6 luni a sancțiunilor impuse Federației Ruse. Însă, potrivit unor surse diplomatice citate de France Press, Italia a cerut amânarea deciziei pentru summitul european de pe 17 și 18 decembrie de la Bruxelles. România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2015, comparativ cu precedentele 3 luni, potrivit celei de-a doua estimări publicate de Eurostat. Astfel, datorită unei creșteri economice trimestriale de 1,4%, România este lider în UE, urmată de Croația, Malta, Letonia, Polonia, Slovacia, Suedia și Spania. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, PIB-ul României a înregistrat o expansiune de 3,6%, a cincea mare creștere din UE. Austria a început lucrările de construcție a unui gard de sârmă ghimpate la graniță cu Slovenia, o premieră între două țări din spațiul Schengen. Gardul va avea 3,7 km lungime și 2 metri înălțime. Guvernul motivează că în așa fel va gestiona mai bine refugiații, chiar dacă în ultimele luni afluxul de refugiați în Austria a scăzut.